Vremea extremă a făcut ravagii în Europa. Cel puțin 4 persoane au murit în nordul Italiei din cauza furtunilor puternice. Ploi torențiale au fost și peste Prut, în județul Iași. Mai multe acoperișuri au fost smulse de vântul cumplit, iar câțiva arbori au fost doboriți la pământ. Seară de coșmar pentru locuitorii Iașului. Ploaia a paralizat practic întregul oraș. Din cauza precipitațiilor, dar și a vântului care sufla cu putere, mai mulți arbori au fost doborâți la pământ. Câteva acoperișuri au fost smulse, iar apa a blocat străzi întregi. A plouat puternic și în alte județe din România, îndeosebi în zona Moldovei. Codul galben de furtună se încheie abia marți. Și în Europa continentală furtunile au făcut prăpăd. Numai în nordul Italiei 4 persoane au fost ucise de intemperii, 2 dintre care au murit lovite de trăsnet.